Asociația Grupul de Acțiune Locală din Gârcin derulează un proiect cu fonduri europene privind elaborarea unei strategii de dezvoltare locală a comunității rome. Prin accesarea 50.000 de euro nerambursabil se dorește promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare. Autoritățile locale vor în primul rând să știe cu exactitate câți locuitori sunt în cartierul Gârcini. Sper ca de săptămâna viitoare să începem recensământul local. Este vorba de o acțiune care va dura aproape o lună de zile. Un proiect în care vor fi implicați cel puțin 10 operatori și sigur și persoane din cartierul Gârcini. Un recensământ, la finalul căruia cred că o să avem niște surprize. Eu de-abia aștept să le văd care vor fi aceste surprize. Odată aflat numărul total al locuitorilor, vor fi derulate și alte etape ale proiectului de ajutorare a romilor din cartierul Gârcini. Vor fi organizate mai multe întâlniri cu reprezentanții comunității pentru a vedea exact care sunt necesitățile locuitorilor din zonă. Această strategie de dezvoltare a comunității ne va permite, în cazul în care va fi selectată într-o etapă ulterioară, atragerea însă cele și specific în comunitatea Gârcini a unei finanțări de aproximativ 7 milioane de euro, bani care vor fi utilizați pentru implementarea de proiecte prioritare în domeniul socioeducațional. Cartierul Gârcini este o zonă foarte săracă. Locuitorii nu beneficiază de energie electrică, apă potabilă sau alte utilități necesare într-o lume civilizată. Prin acest proiect, autoritățile încearcă să găsească o soluție. Până atunci, oamenii speră. Să ne bage lumina, să ne bage apa, curentul, nu avem amărâțul de lume, multe amărâțe care nu are curent, să ne facă câte o casă bună. De ce ați avea nevoie aici, în cartierul Gârcini? De lumină, de școală, de magazin aproape. Apă, lumină. Să-i facă drăsuță. Uite ce pe asfaltul ăsta. Nu e asfalt, la tele asfalt. În toate părți asfalt, la noi mizerii mult. Uite ce e aici. Oameni bolnavi sunt. Da, uite, neva să mai pe câr și e acolo pe gard. Handicapat. Și eu între tu și pe am două fetițe. E greu să meargă pe aici prin... Păi cum să nu fiu eu? Dar pe are cârși, are băieții de ele. Primăria Săcele are o serie de planuri pentru locuitorii din Gârcini. Cel mai mare proiect este finalizarea lucrărilor la clădirea școlii generale, care va fi cea mai mare unitate de învățământ pentru ciclul gimnazial cu aproape 2000 de locuri. După ce toate etapele vor fi parcurse, autoritățile din Săcele pot accesa până la 7 milioane de euro din fonduri europene pentru dezvoltarea zonei Gârcini.